stați de curiozitate. Sunt cu mai multe culori. Sunt român, sunt SAS, nu, vorbesc foarte serios. Sunt român, sunt SAS, sunt ungur și mai am vreo două. Îți pun întrebarea, este SAS, virgulă de origine? Da. Deci e un proiect pe care noi îl promovăm, l-am gândit pentru fermieri, pornind de la trei idei foarte clare. Sub ochiul vigilent al medicilor veterinari, să aducem plus valoare pentru fermieri și carne proaspătă pentru consumator. Sunt trei lucruri pe care le-am urmărit prin această unitate și sigur că ne interesează ca prin aceste unități de sacrificare de capacitate mică, abatoare mici, unde putem pe zi 2-3 bovine să sacrificăm sau 15-20 de ovine, 15 suine, să aducem pentru o comunitate carne proaspătă, dar și fermierilor niște bani în buzunar, astfel încât din activitatea asta ei să aibă un cash flow zilnic, lunar și în același timp să poată să-și pregătească un lot de animale pe care ulterior să le vândă la grămadă, să îi aducă venituri și mai mari. Nu este o unitate care intră în competiție cu abatoarele mari, pentru că este de capacitate mică, se adresează fermierilor, cooperativelor, asociațiilor, primăriilor. Avem în Brașov primăria Făgăraș, care a achiziționat, amplasează în piață și prestează servicii către fermieri. E o unitate care este gândită să funcționeze în container, împreună cu rulota comercială. Se pune pe o poziție fixă, clară, unde trebuie să avem apă, canal și curent electric. Această unitate nu se deplasează de pe loc. Rulota poate să plece la niște târguri sau în piață și în cadrul rulotei, cu autorizație suplimentară, 3.000 de kilograme de carne proaspătă pe săptămână se pot vinde. Avem la ora actuală undeva cam la 60 de unități care până la sfârșitul anului vor fi puse în funcțiune la nivelul întregii țări. Din punct de vedere autorizare, există autorizare pentru centrul de sacrificare, pentru această unitate, cele trei componente, inclusiv cu zona de așteptare. Dacă se sacrifică până într-o 1000 de kilograme, din punct de vedere mediu, nu se autorizează, se dă o negație, iar din punct de vedere DSP, distanța minimă față de fațada primei case este de 15 metri. Sunt afișate aceste documente, astfel încât să se poată vedea la ce articole din legile respective s-au încadrat colegii dumneavoastră din Brașov. Ne dorim ca cu astfel de unități să sprijinim fermierii, pentru că este o presiune foarte mare ca oamenii să-și vând animalele, pentru că ei, neavând piețe de desfacere, sigur că sunt nevoiți ca să vândă. Avem o unitate similară, tot în container, de procesare de lapte, pe care acum îl lansăm și dorim foarte mult ca și în zona dumneavoastră aceste unități să se regăsească, pentru că, pornind de la cele trei idei, medic, veterinar, fermier și consumator, toți trei vor fi mai mult decât mulțumiți. Vă rog frumos, vă poftesc să faceți o vizită. Zona de așteptare este gândită ca depozitarea unei cantități de 3500 de kg de carne. Se pot sacrifica bovine, suine, în zile separate, la fită separate. Da, și spun păiețirii. Exact ce mi-a zis la afară de fiecare. Da. Păiețirii. Aici a zis. Da, e și așa. Nu? Asta este o da, este țeava de transport. Vă rog frumos să observați documentele de care au stat la baza autorizării. Sunt niște proceduri așa care noi le cam la friș aici. Deja aici e rulat. Asta e camera tăcerii. Aici o execută? Nu. Aici deja e la friș. Aici deja e la friș. E la rece. Aici e la rece, da? Avem trei niște execută. În afara ușii. Sub acoperiș. Și e suficient spațiul ăsta pentru... Pentru toaletare, da, exact. Este suficient spațiu pentru că... E mai mare aici la fric decât depozitarea, nu? Aici este depozitarea, se merge pe animal sau câte un animal. Deci multiplu de 1. Nu se va lucra cu 2, 3, 5 animale deodată. S-a terminat un animal, se începe cu următorul. Pentru că este capacitate, abator de capacitate mică. Sigur că dacă îi mergem cu resturile, cum faceți? Rezultă în urma sacrificării, da. Rezultă în coadă, oase, copite. Deci se racordează la... Da. În prima etapă, aceste resturi necomestibile se depozitează în containere și sunt două variante. Dacă există un contract cu o firmă care neutralizează aceste resturi, da. Se poate face contract. Dacă nu, există incinerator care putem să-l includem ca și ofertă, un incinerator de capacitate relativ mică, 150 de kg pe șarjă, care înseamnă 3 ore, se autorizează simplu de către DSV. Și sigur că prin această procedură de incinerare nu mai ai nevoie de acel contract. Ești independent. Aici este zona de eviscerare. Zona de eviscerare se face tot afară. La suine. Se face căpuie sau o părire? O părire. Nu, pardon, se face pârlire. Pârlire. Deci se merge pe pârlire, sigur, s-ar putea pune și o părire, dar deja costurile se ridică. Noi am mers în prețul de 55.000 de euro, sunt incluse containerul, rulota, țarcul, astfel încât și cu dotările pe care le vedeți. Pentru că mai departe, cuțite și alte echipamente și le cumpără fiecare. Și asta e pe 380, da? La 380. Există variantă și de 220. Camera de fric face față? Da. 220. Deci, agregatele de răcire sunt gândite și pe 220. Acolo unde nu există posibilitate de racordare la 380, putem să punem agregat de răcire care e pe 220. Felicitări că nu mă interesează. Mulțumim. Da. Dar nu mai probabil un director de la Piava. Nu, citeam de repercute în presă, există multe proiecte de hotărâre de Bulgaria. În zona de munte, conform legea muntelui, va fi acompaniat în abatoare mici. Modelul ăsta. Nu din asta mobile. Se abatoare. Fix. Asta fix nu este mobil. Abatorul acesta nu se deplasează din curte în curte. Pentru că acest abatar... Înființarea stânelor, în zona de munte. Eu cred că despre asta vorbim. Despre asta. Că va finanța. Noi am avut o discuție cu statul de cultură și am spus, bine, domnule, avem nevoie de așa ceva, dar am avea nevoie și de măsuri care să financeze, pentru că 50.000 sau 60.000 de euro e greu să cumpere un, deși au 1.000 de euro fiecare, dar e greu. Și atunci s-a venit cu ideea de a se lansa niște axe de finanțare, fie grupurile de producători, fie fermierul, fie autoritatea publică locală să investească. Să faci. Da, a fi finanțat organizarea stânelor, organizarea primului la partea. Da. Așa este. Despre asta se vede. Inclusiv, scuzați-mă că vă întrerup, centre de colectare și de procesare lapte și ale țină. Și ale țină. Și aia mă interesează. Așa, avem multe. Ia să vedem. Ale tale astea? Da. Da. Ia și cu cea care e direct implicat acolo. Cum ați lucrat? Da, și pe rând și pe alte rânduri în astea. Da, o 100 de zile, orice mișcare. Am început de așa, a rămas. De fapt, pentru că așa trebuie să arată. Da, păi... Tu nu se arată mai. Le-am lăsat. S-a trăit și mai. Succes în continuare. Succes. Sunați băieții ăștia să... Da, parcă aveai 3, 4, 4. Mai încheiat. Sau mai mulți. Ia să vedem, ce ai făcut? Mă... Le-am tuns, din câteva zile. Că acum plecăm mult și acolo e fric și uite și vremea asta. Dar ce avem noi aici? O lună jumate ce caută. O lună jumate? Sparte. Așa s-au născut. Da, le dai seara acolo. Îți hrăniți bio? Și acum, aici. Teren aveți. Nu-ți așa, atau la bormă și stiu. Păi câte mai întâi la discuție. A scăpat la... Haideți, domnul director, să vedem ce mâncăm noi aici. Ce avem noi aici? Bă, dar sunt cam mari, mă, astea, sunt cam două... Nu, dar așa e la Măinești. E delicios, mă. Salut, salut, ce faci? Colegul. Uite, lângă. Un mesaj. Am mâncat, dar nu mă las. Dar cine te-a mai mărunță? Cine te-a mai mărunță? Dar mai mare că este. Este? Este? De asta am tăiat că este. Fain. Bravo. Nu știu, Doamne ajută să vă întoarceți la toamnă cu ele. De asta e de săptămâna trecută? De 3 zile. Da? 3 zile. Am lăsat copilul ăla, știi, dar nu ne-am pus. Am 3 zile? Da. Bă, știți ce zici? Că nu a fost de pe vreme ploioasă. Că nu ne lasă așa tare. Nu? Așa-i? Așa este. Când plouă, nu te duce. Nu, asta e aparte. Da, da. Hai să facem pe zi cu ăsta. Am făcut în răcoare. Hai să facem cu ăsta. Hai încoace, mă, unde ești? Ce-a luat în fugit? Vlăduț! Păi Vlad, bă, vină, mă, încoace, mă. Vlad, vină încoa! Vă zici că e cel mai bun din ce-o gustat, domnule. Da? Hai, vină încoace. Da, dar i-am și zis. Hai aici, lângă. Hai, domnul ministru, și matale. Că... Domnul director, haideți dumneavoastră. Și cu brânza în mână. Cu tumicatul în mână, da. Da. Ca să... Pentru promovare. Bravo. Mulțumim tare mult. Mulțumim tare mult. Hai să vedem mai departe. Haideți să ne dăm un pic pe aici. Nea Sandu Ferin. Ia să vedem ce are. Ce are Nea Sandu aici. Nea Sandu îți pregătește de plecat la Montpellier. Câte are? Bă, da, uite ce mărișori. Frumoși. Nu, nu, total. Ce rasă e asta? Dar de ce s-a dat serioși? Ce frumoși! Nu cred că îi poți ține. Vrei să-i tatuiezi și pe ei? Frumoși! Fain, fain! Nu știu, toate sunt depuse, da? Cu subvenții. Da. Și Câșma. Da? Doamne ajută. S-a avut la Ferenț, da? La România, la așa. Să trăiești, domnul primar. Salut. Ce faci, Năcuri? Uite ce să fac, am dat aparit. Ne-am întâlnit cu soția și cu fetele, cu partea aia la altă, da? Și am luat unde e șeful, jos că e partea aia la altă. La voi? Da, 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 da. Câte aveți? O 700. Laptea azi ai pus cererea, nu? Da. Am terminat cu terenul, da. Terenul, da, avem cu 500 ceva. Cota am depus. Și ce mai aveți? Bași mai aveți? Da. Ce-am terminat la doamna și-a dat două fete. Și aici. Bravo. Domnul ministru, hai să vezi aici pe un fermier. Era soția cu fetele în față, da? La domnul Puri, dacă mergeți să mâncați cel mai bun miel. Domnul Sorin, vreau să spune. El, cel mai bun miel care l-am mâncat, eu făcut la Ceaul. La Puriu? Da, da, da. Păi e vecin acolo, dar voi vă știți, nu? Sunteți... Are teren acolo. Oile mele pășunează și terenul domnului. Da, da. Sigur, încărcătura, nu? Nu, nu, încărcătura o am. Nu, 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 pășunează și la domnul. Și am și o grijă acolo și colaborăm. Doamne ajută. Doamne ajută, lați condiții, Doamne ajută, durabile și eficiente. Să cumperi ca de origine. Mulțumesc! Mușca? Mai sunt. Nu. Deja mai sunt. Nu, e Din muștile nu le muște. Oameni, te înțeleg perfect. Cum îl cheamă? Cum cheamă cățărul? Cum îl cheamă? Haiduc. Haiduc? Și dacă strigați bine? Nu. Ce politicos? Sau ce nepoliticos? E încăpățânat. Cât are? Și fabă de măsăți. Vasilică, Ardeleanu, Vasile. Pe la Apia, sigur, e pe la Bacău sau unde? Eu nu dacă Ardeleanu, da. Știi foarte bine. Uite ce dulău acolo. Vasilică e și cu oi și cu vaci, numai care cam de patru ferma și n-am pus atunci. Și are și pușcă. Oi câte mai, Vasilică? Și vaci? Bă, dar ce mare este asta? Ha? 4. Ați văzut berbecii? Eu că uite ce. Ce mai mare? Asta? Asta e mare. Cât are asta? Asta e mai mult? Asta nu s-a. Și asta e tot țină aia? Nu, țurcană. Ce frumos este ăștia. Se vede că sunt... Și băile? Și le dau oina. Dar oricum ăștia sunt ce mai mare. Și asta nu le-a zis asta. Și asta e crescut la tine, făcut la tine? Sau nu? Asta e la tine. Da, ele până cu 25 august n-aveți voi scazi niciuna, niciun perfect niciodată. Bă, da-te pretenția până vine să mănânc. Asta la expoziție și anul ăsta avem produse de la ele. Deci astea sunt ale... Dar zic chiar arătați primele. Nu vorbim despre animale, nu vorbim despre dumneavoastră. Ionuț, ai intrat la produs, dar... Și au și anul ăsta produși, doar că sunt acasă, nu sunt mici. Avem un efectiv de 29 de carte. Toate sunt înscrise la apă? Toate. Astea au origine. De unde le-ați luat pe astea? La Sânzien. De la un fermier. Alea sunt junicile din... Junicile din ele, de anul trecut. Și anul ăsta avem 2 viței și 2 fete de la astea. Și lapte, la ce stau mai bine? La lapte sau la lapte? La lapte, e varianta lapte. Rasă mixtă, cred. Nu, e varianta lapte. Sunt aceea, sunt și varianta lapte. Deci la a doua, au mai mult zimentală, astea au mai mult flavor. La zi, deci suntem foarte mulțumesc. Și mergeți numai pe lapte, nu și carne. Tocamdată pe lapte. Vedem unde am zburgătoare sau cine zburgătoare? Și cine vă prea lapte? Viței... Nu avem. În zona noastră nu există. Așa, nu că-ți luate de la... Nu, avem... El participă mereu pe la... Cum se cheamă? Târgurile astea mari... Cum se cheamă? La Agraria, la... Și chiar acum 2 ani au luat primul întâi cu o junică. A doua, aia cu alb, au luat locul 2 la Agraria. Și rentează așa afacerea, sincer? Sincer, muncă multă. Și cheltuială, ca să le vedeți așa e... E cheltuială foarte mare. Sperăm că avem unde să mai distribuim lapte, poate se inventează ceva. Nu există un punct de colectare, nu există. Dacă ar exista un punct de colectare la lapte, dacă ar exista, probabil ar fi. Să aducem un centru mobil de lapte. Bun, noi suntem dispuși să luăm un tank de lapte, că oricum trebuie la... Cu lapte câte aveți? 11. De lactație 11. Și au în jur la 24-25 de kg pe zi. Una, da. Nu, că dăm și la viței. La viței. Mai ales la viței de la ele dăm la găleată. De 60 de litri dau la viței, la 5 viței de zi dau la viței. Dar oricum rămân 100 și ceva, nu? Rămâne lapte. Și cine îl preia? Preia eu. Facem brânză, mai dăm și la porci. Acum porci nu mai avem, că peste asta nu se mai... Ce să facem? E greu, e muncă multă. Om nu găsești ca să... Știi cum sunt astea cu porumbii, întâi trebuie să fii dragi, după asta, altfel nu poți să... Felicitări! Mulțumim! Toate cele bune și să fiți sănătoși și tu pui mic și tu domnișorică, da? Creșteți mari și duceți mai departe business-ul tău. Să sperăm să nu preia... Da? Drumul de avară, nu? La Apia ceva n-ați avut probleme, nu? Nu. Aveți domnul directorii direct implicat. Dacă mergem în regulă, totul este ok.